Exact. Sau nu. Depinde ce decizie aveți dumneavoastră. Spunea dumneavoastră că la arbitraj o să fie undeva la 30.000 de USD. De dolari. 30.000 de dolari costurile noastre. 30.000 de dolari. Costuri pe care le veți suporta. Vreau nevrut. Vreau nevrut. Am înțeles. Și să facem o analiză în oglindă, atât a procedurii pe care vorbim astăzi, cât și a procedurii arbitrajului. Am ajuns la arbitraj. Alimentăm arbitrajul cu 30.000 de dolari. Da. Și obținem o soluție. Această soluție, la momentul de față, știți care ar fi? O intuiți? Da, le câștigăm noi. Soluția va fi de partea noastră. Bun. Aveți garanția? 99%. Dar din practică... Din practică, așa se întâmplă. De asta spun 99%. Invocați practică dumneavoastră aici, da? Da. Da, și avem oameni cu experiență care ar putea să o cunoască. Și care ne-au spus că la arbitraj să avem șansele acestea de câștig. Bun. Acum facem în oglindă pe procedura pe care ați ales dumneavoastră. A spus așa, invocăm practica, da, și avem oameni. Da. Eu vă întreb unul. Aveți încredere în acești oameni? Păi sunt angajații companiei noastre. Cât aveți încredere în acești oameni? Atât că pot să am încredere în... Mulțumesc. Cât aveți încredere în practică? Ce scris e... Bun. Mulțumesc. Acum în mediere. Punem problema de costuri, da, soluție, da, și oameni. Facem o analiză în oglindă, așa ați zis? Da. Costurile au fost, evident, nu cele care sunt în arbitraj, pentru că știi de la contract. Așa. După ce veți găsi soluție, alte costuri dispar. Oamenii? Care sunt oamenii dumneavoastră care sunt în mediere la acest moment, în procedură? Noi. Aveți încredere în dumneavoastră? 100%. Dacă nu sunt acoperite, da. Mulțumesc. Da. Mulțumesc. Aveți încredere 100%. În această procedură, aveți, dacă aveți încredere, aveți și controlul asupra soluției? Evident. Da. Bun. Din perspectiva aceasta, din analiza asta în oglindă, controlul asupra soluției, încrederea asta la asta, pentru că sunteți chiar dumneavoastră, și un control bazat pe practică în arbitraj și încrederea pe care o puteți avea în niște angajați într-o companie care vă vor duce la această practică. Ați făcut această analiză? Aveți certitudini? Certitudinile sunt la dumneavoastră sau sunt la oamenii ceilalți? Bine că certitudinile sunt la mine. Dar, pe lângă aceste certitudini, mai sunt și alte aspecte. Care v-a jucat să mi le comunicați? Deci, în momentul ăsta, la ceea ce... Eu n-am spus că nu sunt deschisă de a rezolva conflictul cu ei. Da. Dar, încă o dată spun, au niște cereri care nu sunt conforme cu realitatea. Și atunci, oglinda aceea de care îmi spunea dumneavoastră, nu prea funcționează la costuri. Păi, eu vorbeam cu dumneavoastră. Eu vorbeam cu dumneavoastră acum. Da. Înțelegeți? Și vorbim cu dumneavoastră, suntem doar noi aici. V-am spus, aprecierile tot, dar aprecierile tot. Aprecierile dumneavoastră, la momentul de față, pentru că suntem în discuție noi, contează. Și atunci, haideți să ne raportăm doar la aprecierile pe care le aveți dumneavoastră, după care voi avea o discuție și cu ei și mă voi raporta la aprecierile care le-au dumneavoastră. Iar la final, când ne vom întâlni în acea discuție comună, vom pune aceste raportări la comun și veți decide dumneavoastră, adică aveți un control total asupra soluției, ce mod și ce aprecieri veți împrumuta, veți lua ca și soluție. Și atunci, având în vedere aspectele de mai devreme și concluzii pe care dumneavoastră le-ați tras, și anume că aveți controlul asupra soluției pentru că aveți încredere dumneavoastră. Și este corect. Care ar fi, din perspectiva dumneavoastră și raportat la aprecierile dumneavoastră, care ar fi poziția dumneavoastră cu privire la această sumă? Sau ce sumă ați dori dumneavoastră să avansați în această discuție? O sumă pe care o discutăm. Eu iarăși spun că ei, din punctul meu de vedere, cer o sumă foarte mare. Am înțeles. Nu
consideră că pot să se gândească care este suma maximă la care ei ar fi apreciat valoarea mărfii, da, putem discuta și să vedem punctul de pornire. Dacă ei nu spun că lasă mai jos de 250.000 de dolari, n-are sens să mai discutăm și noi. Deci cred că ar trebui întâi să-i întrebați pe ei și să le transmiteți că eu consider că este suma aberantă și să-i rugați să se mai gândească asupra sumei și să fie un punct de la care putem pleca. Haideți să facem ipotetic. Așa. Să mergem pe această situație. Ce ar fi dat? Să ne imaginăm că eu am avut această discuție cu dumneavoastră. Da. În întâlnirea noastră comună. Da. Și dumneavoastră au avansat. Nici dumneavoastră nu a spus că este oferta sau suma pe care noi ținem mărți și să o luăm. Dar dumneavoastră au avansat această sumă de 250.000 de dolari. Este o ipotetică discuție. Și să considerăm cu toții că aceea ar fi suma de pornire. Aceea ar fi suma pe care ar dori să o discute dumneavoastră. Pentru că n-am spus niciun moment, și a fost prezent, că vrem 250.000 de dolari. Nu, că acesta este suma sau prejudiciu. Și atunci, ca să ardem aceste etape, vreți să stăm 10 ore în această procedură sau să ne încadrăm acele 2 ore pe care le avem la dispoziție? Și atunci, haideți să ardem această etapă. Pentru că știți ce ar însemna? Ar însemna că eu, în momentul de față, să opresc cu dumneavoastră discuția. Să îi chem pe ceilalți. Să le spun poziția dumneavoastră, să le spun, să le comunic faptul că vi se pare oarecum nerealistă suma și că ați dori o sumă oarecum mai cramponată în realitate. După care voi obține o sumă de la și va trebui să vorbesc din nou cu dumneavoastră. Înseamnă lungim foarte mult această procedură. De ce să evităm? De ce ar trebui să evităm acest lucru? De ce? Ca să devenim eficienți, o dată. Și doi, la momentul de față, dumneavoastră sunteți cei care controlați. Dumneavoastră aveți decizia. Înțelegeți? Da. Și atunci, având dumneavoastră decizia, puteți să spuneți, aceasta este poziția mea? Da. Da, am înțeles. Poziția mea, poziția noastră și așa după calcule și v-am zis că am făcut și calculele cu camera de arbitraj și sau cum s-o numi ea, 30.000 de dolari ar fi costurile pe care noi le-am suportat, deci din punct de vedere al costurilor, asta este, da? Ar fi costurile pe care noi le-am suportat. Dat fiind că evităm și ei te evită așa, eu m-aș opri la acea sumă și să încheiem, să reluăm relațiile noastre contractuale. Că mi se pare o sumă cât se poate de rezonabilă. Să înțeleg că dumneavoastră la acest moment sunteți dumneavoastră, da, sunteți deschiși și dispuși să oferiți suma de 30.000 de dolari pentru ca această problemă dintre dumneavoastră să se stingă astăzi aici. Și să continuați. Afacere. Bun. Să continuați afacerile. În ce sens? Să mergeți mai departe. Să mergem mai departe. Adică să continuăm relațiile pe care le-am avut și până acum. Să le reluăm, mai bine zis. Adică să apeleze la noi și să le facem transport. Cum s-a întâmplat și până acum? Nu știu, poate domnul director mai are vreo idee ca să poate să-i convinge cine e. Haideți să o ascultăm și pe doamnă. Noi am avut, ați văzut, niște schimb de replici, da, așa, în ceea ce privește comunicarea între noi. Și am avut probleme cu ei, comunicarea și înainte. V-am zis, când s-a deschis filiala la Bruxelles, a fost, m-am bucurat foarte tare, am zis că o să fie comunicarea mai apropiată. E posibil că ei, sau doamnele, aflând care sunt problemele mele, să încerce să le îmbunătățească. Eu, în orice caz, am aflat care sunt problemele dânsăilor și cel puțin în relația contractuală cu ei, o să încercăm să schimbăm ceva proceduri
la noi la companie, astfel încât să avem o comunicare mai bună. Am înțeles. V-aș cere permisiunea să intrăm un pic să explorăm câteva puncte ale dumneavoastră ca și companie. Și pentru acest lucru, dacă și în măsura în care doriți și găsiți oportun, v-aș ruga să facem o evaluare împreună. Spuneați dumneavoastră așa. Compania dumneavoastră este veche, pentru că are 25 ani de activitate. Cum o apreciați ca și activitate, într-o stare de la 1 la 10? Activitatea companiei dumneavoastră. Undeva 19. 19. Cel puțin din punctul meu de vedere. Activitate. Eu văd ce se întâmplă zilnic. Am înțeles. Dumneavoastră? Tot cam așa. Bun. Cum apreciați dumneavoastră compania dumneavoastră ca și cifre de afaceri? Nu vă întreb cifra de afaceri, ci vă întreb randamentul dumneavoastră ca și satisfacție. Tot la fel. Pe o grilă, pe o scară de valoare între 1 și 10. Tot. 90. 90. Am înțeles. Cum apreciați dumneavoastră, v-am zis, prima întrebare, activitate, după aceea cifre de afaceri, da. Cum aș aprecia dumneavoastră compania dumneavoastră ca și notorietate în raport cu clienții dumneavoastră? Tot pe o scară de la 9 la 10. Pe la 8. Am înțeles. Cum aprecia dumneavoastră, da, compania dumneavoastră, tot pe o scară de la 1 la 10, raportat, da, la modalitatea de desfășurare a contractelor și nu la notorietate. La modalitatea de desfășurare a contractelor dintre dumneavoastră și clienți. Adică acel indice de satisfacție pe care bănuiesc că l-aveți de la clienți. Spuneați mai devreme că proceduri, că știți... Da, la asta mă gândeam acum și încercam să fac așa. În general, clienții nu i-am auzit plângându-se foarte tare de faptul că la noi durează ceva proceduri. Știți ce mi-a spus mie dumneavoastră, m-am auzit de față? Că, în general, clienții se plâng. Nu, nu se plâng. Mi-a spus că nu i-am auzit plângându-se foarte tare. Înțelegeți ce-am... Nu, nu i-am auzit plângându-se de faptul că... Știți că aceste discuții rămân chiar la mine. Și așa... Deci nu se plâng clienții că durează foarte mult procedurile. Foarte mult. Ce ar înseamnă pe o scară de la 1 la 10? Tot 8 spre 9. Am înțeles. Aveți valorile de jumătatea superioară. Ceea ce, sincer, este de admirat. La momentul de față, aveți o problemă de comunicare. 300.000 e discuția, da? 250.000, iertați-mă, da? Iar dumneavoastră aveți 30.000. Această problemă de comunicare, da, poate fi depășită prin depășirea unei bariere la momentul de față de 220.000 de dolari. Este o barieră de 220.000 de dolari. Este perspectiva dumneavoastră, am și lămurit acest. Da. Cum apreciați această barieră de 220.000 de dolari? Că s-ar proiecta în toate aceste patru evaluări ale dumneavoastră. Cu privire la activitatea societății. Ce ar însemna o plecată pe arbitraj sau o soluție favorabilă pe arbitraj, unde există șanse să... Nu zic că siguranță, dar ce ar însemna o soluție mai puțin favorabilă în care să se reflecte această sumă? Ce ar însemna în cifra de afaceri această sumă? Ce ar însemna notorietatea raportată la clienți această sumă? Și ce ar însemna în acel coeficient de satisfacție sau indice de satisfacție raportat la modalitatea de desfășurare a contractelor cu terții, cu clienți? Ce care fost scătere? La cât o estimați? Păi, eu le-aș lua pe rând. Haideți, vă rog. Care era prima? Activitatea pe global a companiei. Și aveați o evaluare undeva între 9 și 10. Da. Între 9 și 10 intră, de fapt, asta nu le luăm. Asta tradus ar fi un indice de performanță, dacă să vorbim. Exact. Deci cei 30.000 de dolari pe care i-am spus,
intră în diferențele de la 8, cea mai mică evaluare care am făcut-o, până la 10, cea mai mare evaluare. Am înțeles. Maxim. Da. Eu așa văd lucrurile. Diferența aceea de 200 de 20 de mii de, de euro, practic dolare, mie, de dolari, scuzați-mă, de euro, nu știu ce am, euro. Mie, practic, mai scade din evaluările acelea pe care mi le-am pus în mine. Asta întrebam, ați cuantificat? Sau v-ați pus în situația? Sau doriți să cuantificăm împreună acum? Să vedeți cam ce ar însemna ca și proiecție această barieră de 220 de mii de dolari? Pe cred că ar însemna numai mai... cred că nouă nu ar face bine. Am înțeles. Dumneavoastră aveți valorile acestea, 90, 90, 8, 8, 9, 90, după 25 de ani de experiență. Da, exact. Am înțeles bine? Exact. Bun. Suma asta, de 220.000 de dolari, la momentul de față, este rezultatul unei comunicări eficiente, sau mai puțin eficiente, de 8 luni. A spus vreodată în balanță 8 luni cu 25 de ani? Știți că este și o vorbă, într-una mică, răstoarnă ca mare. Așa este. Dar dacă stăm bine să ne gândim, este acea deficiență da. Pe care spuneți dumneavoastră. Nu, nu, n-am nu spus este... eu. N-am spus eu. Dumneavoastră a spus de da, eu. Okay. Eu am zis deficiența în comunicare. Da. Dar nu este numai din mine. Corect, corect, corect. Și am plecat de la această premisă. Și am spus că discuția aceasta o voi avea și în partea cealaltă. Se pune problema doar de perspectiva dumneavoastră. Da, de perspectiva mea. Aici, într-adevăr, sunt două părți. Sunt două părți. E clar. Și eu nu știu în momentul ăsta cum aș putea să cuantific. Pentru că... 8 luni de... 8 luni de ineficiență în comunicare. Și aici 25 de ani de experiență, expertiză, care a dus la aceste sume. Dumneavoastră spuneați mai devreme că această barieră poate să afecteze... Gândiți-vă cum ar afecta. Nu este o sumă foarte mare de la de fel. V-ați gândit vreodată așa? V-ați gândit vreodată? Recunosc că nu m-am uitat, nu m-am gândit niciodată la aspectul acesta. Păi haideți să, să gândiți lucrul ăsta și să încercați să faceți o evaluare. Și să vedeți cam ce ar însemna din perspectiva dumneavoastră acest lucru, cât timp îi voi comunica, le voi comunica doamnelor, ce faptul că la momentul de față dumneavoastră ați dorit cei 30.000 de dolari să-i oferiți, da? Și am înțeles contractele comerciale, contractele de transport să rămână în continuare. Da, bineînțeles. Noi chiar dorim să mergem. Și v-am mai spus și chiar vreau să, să notați, eu vreau să îmbunătățim comunicarea între noi. Cum? Aveți o soluție? În primul rând, dat fiind că sunt aproape de noi acum la Bruxelles, să încerce într-un fel prin firma mamă de la Turcia să-și să-i delege cu responsabilități de pline la încheierea contractului, pentru că atunci sigur nu mai avea probleme. O să am grijă, o să schimb procedura și o să fac, o să merg la departamentul contracte și o să le spun să treacă adresa de corespondență pentru sediul din aici, ca să fim mai aproape și să, dacă și vin și să ne acord, pentru că este o corespondență foarte mare. Gândiți-vă, apropo de corespondență, gândiți-vă că noi suntem datori să comunicăm clientului fiecare stadiu al desfășurării transportului. Inclusiv de la de când se suie marfa în, pe vapor, atunci anunțăm. Când pleacă vaporul, anunțăm. Unde se află vaporul, dacă trebuie să trece contract, anunțăm. Când sosește vaporul, normal, anunțăm. Va fi un volum foarte mare. Am înțeles. Și la fel să nu cu fiecare client. Că nu, numai... Ce pot să transmit? Păi transmiteți, primul rând, că suma la care, deși dânsele s-au gândit, este mult prea mare și
Da. Ne conflăm cu realitatea. Da. Repet, dar asta nu trebuie să le spuneți. Nu este o gaură în buchetul nostru și o cifră noastră de afaceri nu este afectată de 250.000 de euro. Dar cred un precedent. Spuneați așa mai devreme, că 220.000 sunt o barieră care se proiectează. Se proiectează în țară. Dar gândiți-vă că noi nu lucrăm cu 220 de milioane, noi lucrăm cu 220 de milioane de euro într-o zi. Am înțeles. Dacă noi... De dolari. De dolari.